Un autoturism urmărit la nivel internațional a fost găsit în Mehedinți. Acesta se afla în posesia unui bărbat de 43 de ani din comuna Jiana, care în prezent a aflat că a cumpărat o mașină furată. În anul 2014, un mehedințean din comuna Jiana a cumpărat un autoturism marca BMW din străinătate. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat vehiculul, care figura în bazele de date ca fiind dat în urmărire la nivel internațional de autoritățile din Franța. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat în posesia unui bărbat de 43 de ani din comuna Jiana un autoturism care figura în bazele de date ca fiind dat în urmărire la nivel internațional de autoritățile din Franța. Actualul proprietar al mașinii nu ar fi știut că autoturismul pe care îl conducea era furat. Acesta a fost păcălit, iar autovehiculul estima la 15.000 de euro. A fost indisponibilizat și sigilat la sediul Inspectoratului de Poliție Județea Mehedinți. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.